Bine vă regăsesc, dragi mămici, tătici, bunici, copii. Astăzi am să vă prezint o poveste foarte frumoasă, primită de mine din infinit, scrisă în urmă, cred că, cu 2 ani. Am lucrat cu această poveste cu foarte mulți copii și am pictat-o împreună de foarte multe ori. Și dacă iubești poveștile, dacă iubești să desenezi și să pictezi, te invit să celebrăm împreună viața prin această poveste frumoasă, drag înger de aici, de pe pământ. Povestea noastră de astăzi se numește Atlantida și am să-ți prezint și pictura ei la sfârșitul poveștii. Vremuri tare frumoase au mai existat pe pământ în memoria timpului. A fost odată ca niciodată, exista în fiecare zi și fiecare zi de pe pământ devenea un baz, o poveste. În acele timpuri îndepărtate, toți locuitorii pământului erau oameni îngeri și pământul era scăldat într-o mare de iubire ce izvora din inima celor oameni îngeri. Existau multe ținuturi magice pe toată suprafața pământului, de la est la vest, de la nord la sud, totul era frumusețe și miracol. Dar chiar în centrul pământului, în mijlocul Oceanului Atlantic, exista unul dintre cele mai deosebite ținuturi de pe pământ. La prima vedere, părea o insulă simplă, plină de plante, păduri tropicale, nelocuită, dar când soarele cerului strălucea la ora amiezii, în acel ținut se întâmpla ceva magic. Cerurile se deschideau și se revărsa asupra celui ținut o mare de stele, miliarde de stele sclipitoare. Când stelele atingeau acea insulă, din centrul pământului se auzea un huruit foarte puternic, și insula se desfăcea în două, deschizând două porți mari aurii spre tărâmul cel mai frumos de pe pământ. La porțile acelui tărâm era întâmpinat de oameni îngeri, care aveau în privirea lor albastru cerului azuriu din zilele de vară și frumusețea mărilor și a oceanelor. Părul lor era bălai și lung, precum spicele de grâu, parcă ar fi fost din aur. Zâmbetul lor exprima blândețea și iubirea ce le domnea în inimi. Hainele lor erau de un alt pur ce te ducea cu gândul la îngerii cerului. Acest ținut minunat se numea Atlantida și pe data ce treceai de măreția celor două porți de aur, pătrundeai într-o lume de poveste. Sub această insulă se afla o lume de vis. Sub o cupolă mare de cristal, această lume, de sub tărâmurile Oceanului Atlantic, își ducea existența zi de zi. Acești oameni îngeri, deși aveau picioare, ei nu mergeau niciodată, ci pluteau. Deși nu aveau aripi, puteau într-o secundă să se gândească unde ar dori să fie și deja se aflau acolo. În acel ținut era doar frumusețe și bucurie, deoarece tot ceea ce făcea să se întâmple asta era iubirea. Acea iubire ce se afla în inimile tuturor locuitorilor din Atlantida. Însă această iubire avea o sursă. În mijlocul acelui ținut, într-o seară sfântă, povesteau bătrânii locului că apele oceanului s-au deschis și cerul s-a luminat foarte tare. Pe cer s-au arătat niște stele care păreau să danseze, modificându-și cât mai divers forma, până când au devenit o constelație, constelația Orion. Din acea constelație, niște globuri mari de lumină s-au pogorât ființe de lumină înaripate ce țineau în mâini un disc mare auriu pe care se aflau foarte multe însemne și simboluri sacre. Acest disc era un dar al cerului pentru bunătatea și blândețea acelor locuitori din Atlantida, căruia li se răspândise vestea până în cele mai înalte ceruri pentru bunătatea lor. Ființele de lumină au trecut prin această cupolă de cristal a Atlantidei ca și când nu ar fi existat și au ajuns pe un munte din Atlantida pe care bătrânii acelor ținuturi îl numeau Sacru și au așezat acel disc pe vârful muntelui. Apoi au transmis tuturor locuitorilor din Atlantida că acel disc mare auriu este un dar de la Univers pentru ei și l-au numit Sfera Iubirii Necondiționate. Și de câte ori vreun înger va fi supărat sau trist, este suficient să privească spre vârful muntelui sacru, la sfera iubirii necondiționate, și inima sa va fi pe loc curățată de toate acele energii nebenefice și se va deschide precum o floare a iubirii,
spre a răspândi mireasma ei spre orice formă de viață. Și așa, acel ținut al străfundurilor Oceanului Atlantic a ajuns să domnească prin iubire. Timpul a trecut, milioane de ani s-au scurs de atunci, dar acel ținut a rămas viu în memoria timpului. Se spune că dacă ajungi pe tărâmul Oceanului Atlantic și prin soarele amiezii și primești cu bucurie în inima ta razele solare, acel ținut tainic reapare și oamenii îngeri cu ochi de azur și cu păr de aur vin să atingă inimile cu iubirea celor care îi cheamă. Drag înger, aceasta este povestea Atlantida, sper să ți aducă bucurie și dacă simți să desenezi, să pictezi, să colorezi, te invit să te inspiri și din această pictură. Stai să o punem, să vedem. Așa, acum se vede mai bine. Iată cupola de cristal, iată discul pe care l-au adus din constelația Orion. Pune acolo culorile sufletului tău, drag suflet, și creează așa cum simți tu. Această pictură te poate inspira, dar poți să o faci în modul în care simte inima ta că este călăuzită. Vă reamintesc că, din păcate, pentru materialele dedicate copiilor, YouTube-ul oprește comentariile, deci nu veți putea să-mi lăsați comentarii la această poveste. Însă, dacă doriți să împărtășiți desenele, picturile făcute pe baza acestei povești sau doriți să-mi lăsați alte comentarii, am să vă las în descriere numărul meu de WhatsApp și puteți să-mi trimiteți acolo. Și când timpul îmi permite, vă răspund cu drag. O să revin și cu alte povești. Următoarea poveste va fi Hathor, prințesa venită din stele. Am să o împărtășesc cu voi. Aici sunt foarte multe povești pe care eu le-am scris și care sunt vii și cer a fi ascultate de cât mai multe inimi de pe pământ. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din călătoria mea.